Stadion. Wow, toți au îmbrățișat-o. Ăia de la, oamenii de la galerie, așa cum vin acum, Freddy s-a zis, bă, hai că mai niște voturi la galerie, ăștia, hai, votați-l pe PSD că ne face stadion. Așa, și, și Dobra i-a primit pe ea de la galerie, și Grindeanu i-a primit pe ea de la galerie, și Bojine a primit pe ea de la galerie și le-a promis. Bineînțeles, înainte de alegeri, știi? Cred că și ăsta Ficiucu, ăsta Ficiucu le-a și dat bani, domnule, să fiți mulți, tocmai pentru voturi. De-aia spun, treaba asta cu ce ați spus-o, că datorită unor orgoli, datorită unor ambiții, s-au pierdut foarte multe. Eu acum asta cred că încearcă să facă Alfred Simonis. Din poziția pe care o are, o poziție foarte bună până la urmă, este al treilea om în stat, încearcă să... Interimar, dar nu are niciun fel de relevanță. Este acolo. Astăzi când discutăm, este acolo și plus de asta că mai este și Sorin Grindeanu, care este prim vicepremier, nu, și ministru al transporturilor. Eu cred că încearcă să găsească în Dominic Fritz, în acest primar, un partener cu care să cadă de acord pe anumite proiecte importante pentru orașul nostru. Eu cred că nu va reuși. Deci eu atât cât îi cunosc și cât l-am analizat munca, activitatea în cei 3 ani de zile, eu spun că nu va avea succes în demersul ăsta, dar timpul o să ne demonstreze. Pentru că eu până la acest moment... Bate în palma. Până la acest moment... Nu va face. Până la acest moment, concluziile mele sunt clare. Nu că n-aș vrea, cred că și noi astăzi sunt de acord cu mine. Vrem stadion, eu domnule. Păi, dacă eu n-am tras de depo...